Bună regăsire, stimați telespectatori, bună regăsire cu Moș Vasile la Topal TV. Mărturisesc așa cu o bucurie deosebită și de această dată, pentru că se mai întâmplă să mă mai dăruiască Dumnezeu cu astfel de bucurii. De ce bucurie? Pentru că, iată, o dorință de a aduce în fața domniilor voastre niște copii minunați. Eu le spun copii, v-am spus, Moș Vasile nici n-are cum. Așa, și mentorul acestora. Este vorba despre doi tineri actori, n-am să le spun studenți pentru că îmi asum proprietatea terenă, pe care, așa cum am spus, îi aducem în fața noastră pentru ca, iar am eu o vorbă, să știm cu cine mergem pe stradă, să știm, pentru că ai noștri performează, au performat în dreptul lor și implicit în dreptul romanului, de aceea socot că este bine să-i cunoaștem mai, eu știu, îndeaproape și mai ales acum, în momentele astea, să vedem ce mai fac, cum ne mai duc, cum mai vestesc ei numele târgului așa departe și frumos pe unde sunt. Așadar, pentru dumneavoastră în această seară, stimați telespectatori, am să încep de la mentor, doamna Cătălina Bostan. Bună seara! Gong forever! Gong din nou! Așa, Amalia Popa, acolo, cea care odată, îmi pare rău, dar cu altă ocazie vă spun, nu știa ea că o să facă actriță, dar uitați că n-are încotro, și Vlad Ianuș acolo, da, nu am greșit cu nimic, sigur că da. Acești tineri minunați, așa cum am spus, și cu mentorul cărora eu cred că le datorează foarte mult în această devenire a lor frumoasă, minunată, despre care o să discutăm în această seară. Dragii mei, nu fiți triști, urmează un dialog, eu sper, plăcut pentru cei de acasă și cu siguranță cu multe povești pe care le-ați adunat de când cu ghilimele, ați plecat de printre noi. Da. Eu aș începe acest dialog prin a marca un eveniment din acest weekend. Un eveniment care va are așa ca drept cap protagoniști, da, cap de afiș. Și este vorba, haideți să spuneți, da, cu mare bucurie, anunțăm spectacolul nostru, Veșnicie Provizorie, de Valeriu Butulescu, vineri seara, începând cu orele 19 la Casa Veche. Vă așteptăm alături de acești copii minunați și de colegii lor de scenă să vedeți un spectacol mai vechi al trupei, o comedie, o tragicomedie, unde se întâmplă tot felul de lucruri frumoase și emoționante. Și tot pe dumneavoastră v-aș ruga, ce fac copiii ăștia doi, ca păi descoasă noi și păi ce fac ei acolo? Ei fac multe lucruri, în piesă vă referiți, în piesă... Ei, restul mai vedem noi ce mai fac. În piesă, ca și în viață, sunt un cuplu foarte frumos, și pe scenă și în viață. Sunt doi bătrânei care așteaptă poștașul cu pensia care nu mai vine și în casa lor se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. Dar o să vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiți ce anume se întâmplă. Perfect. Apropo de poștaș, eu aș avea o remarcă de făcut. Dragilor, s-a făcut rectificare de buget, așa că stați liniștiți, n-aveți pricină de emoție, jucați-vă rolurile, că lucrurile sunt cu happy end, așa, nicio grijă. Da. Amalia, mergem așa. Bine ai revenit la Topal până una alta. Așa, pentru că, stimați spectatori, sunt cunoștințe vechi, toți cei de față, așa, iată, la Topal TV, am avut grijă întotdeauna să prezentăm evenimentele, pentru că, așa cum am spus, sunt nume care n-au făcut cinste peste tot până a fost. Cu ce emoții? Hai să continuăm pe linia asta cu evenimentul. Așa, iată o piesă care se reia, o piesă foarte, foarte, foarte premiată, foarte... Hai să spunem. Dincolo de faptul că e foarte premiată, ne este foarte dragă. Pentru că cu ea am plecat bine, pe lângă celelalte piese pe care le-am făcut, ea ne-a fost cea mai dragă și cu ea am reușit să ajungem mai departe. Cum e să fii bunică așa la anișorii dumitale? E foarte
cum să zic, și dificil, dar și e o provocare pentru un tânăr actor să facă un rol de compoziție, de așa învergură. Domnul Eusebiu Ștefănescu la unul din festivalurile de teatru, nu mai știu, la Sinaia. La Sinaia, parcă chiar ne-a strâns mâna amândurora și ne-a felicitat, spunând că a ține un rol de compoziție timp de o oră e greu și pentru mari actori. Așa este, da. Vlad, acum că am ajuns așa pe flanc, am spus, nu, cavalerii stau întotdeauna să, pe flancuri așa să țină acolo steagul sus. Și știu dacă ai așa emoții deosebite, uite, mie nu mai trebuie nicio barbă, nici eu te pot ajuta, vine, nu? Sau... Emoții acum? Sau... Pentru această piesă, pentru care, iată, ați revenit și bănuiesc că ți-e la fel de dragă și ție așa. Evident că mi-e la fel de dragă, n-are rost să mă mai repet. Da, mă bucur că o reluăm, pentru că am ocazia să joc efectiv teatru, din păcate la București nu prea am apucat să joc, și mă bucur că facem asta acum și, da, iată, într-un moment în care trebuie să spunem, sigur, la Roman se mai petrec evenimente frumoase, grație unor oameni ca domniile voastre care, cum să spun, au grijă să ne delecteze așa una alta. Iată, mărturisesc că am fost prezent la aseară, la acea reprezentație de folclor, oameni veniți din multe țări din Europa și m-am uns la suflet, sincer mărturisesc, dacă n-aș fi fost acolo, mi-ar fi părut rău tare să fi văzut ce... Da, astfel că, așa cum spuneam, iată, această piesă vine pentru iubitorii de teatru într-un moment în care e vacanță, nu prea să așa, pică la fix. În regulă. Ce amintire aveți? Pentru că, iar o să am alea. În afară faptului că ai spus deja la Sinaia acea minunată așa, legate de această piesă, de toate premiile care au încununat, așa că au fost ceva pe acolo, fiind prezent mereu. Am amintiri foarte dragi și aici la Roman, cred că la Roman am apucat să jucăm cel mai puțin, mai mult am jucat-o. Eu nu știu, mă apropo că am mai spus. Da. Nu știu, sunt foarte multe gheguri care s-au întâmplat, accidente mici pe care le știm doar noi și de care ne amintim cu mare drag. Lucru la piesă, la spectacol în sine, cred că e... am mai spus asta într-o iarnă, ne-am adunat cu toții la școală și ningea foarte frumos, acțiunea se petrece chiar iarna și se potrivea așa foarte bine cum venea doamna Cătălina cu ceva cald ca să bem, să ne mai încălzim, că era foarte frig și stăteam ore întregi în școală. Și am rămas cu amintiri foarte plăcute de atunci. Da, mai am o linie și eu ador iarna, toamna, da. Și iarna. Cu vara nu-s prieten deloc, poate să zică cine ceva. Vlad, la fel, eu știu... Alea care, apropo de ce spunea Amalia, nu le știți numai voi așa, ce-ar fi așa de dat din casă, așa la capitolul ăsta. Da, din casă. Noi ne amintim așa în timp ce jucăm, chiar și din celelalte spectacole pe care le-am dat, tot așa, s-a întâmplat tot felul de accidente, uitam textul, reveneam, treceam peste multe, iar da, acum să vă zicem astea, trebuie să le vedeți sau să le simțiți. Așa. Gata, nu mai dăm. Doamna Cătălina, ca să încheiem așa un pic, acest moment, iată, stimați spectatori, așa cum am spus în acest weekend, un spectacol binevenit și dacă e gong, e limpede că e succesul garantat și plăcerea garantată din partea noastră. Ce am mai spune așa, nu știu, despre această piesă cu atâtea, cu o căruță de pe care, piesă pe care, încă o dată spun, eu am spus-o și cu altă ocazie tot aici. Da, e unul dintre cele mai longevive spectacole, pentru că e al treilea an consecutiv. Ei, fiind acum la București, antrenați în multe alte și antrenați în foarte multe proiecte, au mai uitat. Eu am
făcut o rememorare așa a spectacolului. Au uitat, au obținut unul dintre cele mai frumoase premii, ei doi, premiul pentru cel mai spectaculos cuplu teatral la Cluj, oferit chiar de doamna Melania Ursu. Și multe, au fost multe incidente, multe amintiri frumoase, dar povestea, pentru a fi credibilă, pentru că nu e ușor, a fost o provocare extraordinară pentru ei să joace astfel de roluri, dar, repet, povestea care a stat la baza acestei povești, acestui cuplu, a fost însă și povestea lor de dragoste, pentru că ei erau proaspeți îndrăgostiți, iar chimia dintre ei, practic, a fost secretul care a dat și succesul acestui spectacol. Da. Și trebuie să ne amintim acest lucru, pentru că a fost o perioadă formidabilă, extraordinară și încercăm să, nu știu, are ceva magnet, un magnet extraordinar acest spectacol, că de fiecare dată reușim și în timp, și acum, în câteva zile, am reușit să reînsufletim spectacolul și să-l aducem în fața publicului. Da. Voi aveți limpede cu vacanța așa, mai pe aici, pe acolo, nu? Așa. V-aș întreba, am zis eu că închei cu piesa, dar uite că nu pot. Ați venit în mod deosebit să repuneți în scenă, cine le spune? Nu, asta a venit ca o provocare, o oportunitate. Am zis că dacă toți suntem acasă, să facem acele ateliere de teatru pentru tineri. Și am zis că dacă tot avem timp, puțin, o săptămână, pentru că Vlad pleacă poimâine, înapoi la București, să repunem în scenă spectacolul. Super fain, ideea a fost... A venit așa, cred că de la toți. Ne-am dorit mult. Da. Dragii mei, acum cam încheiat-o cu asta, stimați spectatori, sunt la invitație și nu știu cât mai sunt locuri pe acolo, că deja s-au cam făcut pe acolo rezerve, dacă nu mă înșel. Apropo, mai sunt? Nu mai sunt? Mai sunt, cred că foarte puține. Da, da. Dar grăbiți-vă. Nu știți ce ați pierdut? Bun, limpede, eu m-am asigurat, gata, nu mai spun nimic. Așa. Cum e departe? Iată. Ați avut rampa asta minunată a gongului, de care sunt convins că o să vă amintiți așa ca o bornă în viața domniilor voastre, așa, frumoșilor. Lăduț, aș începe cu tine. Cum e departe? Cât de mult a contat experiența gongului în alegerea și, iată, pot să spun, cred, fără riscul de a greși, în devenirea asta de până acum? Păi ce să zic, cum e departe? E greu departe. E greu, dar experiența gongului, da, gongul a fost cel care m-a trimis spre teatru. Eu m-am îndrăgostit de teatru, cumva eram la școală, în clasa 11-a și a venit un domn, vrea să facă el o piesă aici la Casa de Cultură și voia să facă trupa de teatru din Roma. Și am zis, bine, hai să fac. Și m-am dus, a murit proiectul, nu s-a mai întâmplat nimic, am făcut câteva repetiții, dar a început să-mi placă. Între timp am făcut niște cursuri de teatru cu domnul Bogdan Buzdugan, care e actor la Teatrul Bacovia din Bacău, care are și anticariatul aici. Și care, mă înțeles, că mai face cu copila și mai face. Mai nu ziceți firma, că venim cu bani de acasă. Da, nu. Așa. Așa, și am făcut cu el vreo lună, cam așa. Și după aia nu s-a mai putut, că erau copii foarte mici și eu eram mare și nu aveam cum. Așa, și am descoperit gongul. Și la gong a fost drăguț, mi-a plăcut. A fost o audiție la un moment dat, am venit eu îmbrăcat frumos, am zis o poezie. În perioada aia îmi plăceau foarte mult poeziile și învățam așa singur melodiile. Și aveam la mine, adică aveam cu ce... Cu ce să ieși. Da. Și am luat audiția. Da, spre bucuria mea. Și ușor, ușor am început. Și asta chiar a fost, chiar asta a fost prima piesă, Veșnicie Provizorie, și cu ea chiar că am prins gustul festivalurilor, am văzut și eu cum e, ce frumos e, am fost la IDEO, am văzut actorii mari, Marius Manole, Vlad Zanfirescu, Medea Marinescu.
A fost și pe aici Medea la noi. Da. Ce da? Vă amintiți de prima întâlnire cu audiția? Cu... Da. Au venit cu foarte multe emoții și nu le-am dat răspunsul pe loc, ea mai fiertă. Da. Oricum venea după perioada aceea când gongul ducea lipsă foarte, foarte mare de băieți și am zis că, wow, un băiat la preselecții! Yeah! Vă spuneam eu în interviu, dar unde-s băieții? Unde-s băieții, da. Și au apărut. Important e să-ți dorești... cu ardare un lucru și se întâmplă și chiar în acea vară am avut primul festival. Vlad, chiar dacă nu a jucat în piesa pe care o aveam noi atunci, o inspecție școlară, ne-a însoțit la festivalurile din acea vară și apoi din toamnă am lansat acest proiect nou. A fost, din păcate, singurului an la gong, pentru că treceam clasa 12-a și... Da, e mai delicat așa. Și a urmat visul și drumul mai departe. Da. Amalia. Cu Amalia am așa o răfuială. Așa, îmi pare rău că, repet, nu, dar o să-ți reamintesc, eu îți spun acolo link-ul pe Facebook, când, după inspecție, atunci când eu eram în al nouălea CIR, zic, doamne, am mai văzut teatru, că am văzut câte ceva, așa, fiind și în București, am avut 8 ani, așa, aproape unul cu altul adunat, și mă mai duceam. Da, eram entuziasmat. Cum, copiii ăștia în halul ăsta amatori? Cum adică ăștia sunt amatori? Erau, dacă ți-i minte, la interviu în hol la, cum se cheamă, la Casa Armatei, așa, nici nu mai știam să întreb, așa, ți-o păiam tot de fericire, repet, în al nouălea cer, și atunci te-am întrebat, chip firesc, și era și minunea cealaltă de Gabriela Șoltuz, așa, și te-am întrebat dacă, știi, ca și la copil așa, dacă vrei să te faci actriță când o să fii mare. Așa. Și tu ai dat un răspuns că na, că e greu pe lumea asta să ia ca așa, 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 așa. Ai lăsat-o în coadă de pește. Totuși am dat la teatru. Totuși. Da, într-adevăr, rămân la aceeași părere că e greu și nu se mănâncă pâine din asta și e foarte, foarte greu să trăiești din teatru, dar trebuie să, mi-am urmat pasiunea. Asta am vrut să fac, n-am mai dat la altă facultate. Nu știu, mi-am ascultat instinctul și sunt foarte fericită că l-am ascultat. Vă sfătuiesc să vă ascultați instinctul. Și să ne ascultați de părinți care vor să te facă inginer și doctori, da? Că atunci se strică, da se oricum pot, ai mei nu m-au sfătuit să dau la altceva sau nu m-au bătut la cap, nici n-au fost împotriva mea, m-au susținut tot timpul. Te întreb același lucru, cât de mult a cântărit, eu știu, răspunsul cei de acasă, eventual să mai ispitim așa copilași ăștia care am văzut că vin deja să atâtea proiecte, acum s-o, așa, cât de mult a cântărit, iată, rampa asta care se cheamă gong și o să cheme, cred că în sufletul tău, până la Oscar. A cântărit foarte mult, foarte mult a cântărit, adică am colegi care nu au făcut în viața lor teatru și nu au apărut niciodată la... pe scenă, într-un spectacol și se simte, au emoții, nu știu cum e. Eu având deja cât 10 ani, nici mai știu cât am, se simte. Deja nu mai am trac, am oarecare cunoștințe. Participarea la festivaluri, iarăși, cum spunea și Vlad, mi-a deschis pofta și apetitul și am vrut și mai mult. Și încrederea. Am cunoscut foarte mulți actori, încrederea în mine, bineînțeles. Și faptul că am jucat 3 spectacole... Câte au fost? 4. 4. 4 mai mari. Au fost proiecte 4 mici. 4 spectacole mai mari m-au făcut să simt gustul teatrului și să-mi placă pe scenă. Așa cum am spus, eu v-am văzut în acea inspecție minunată. E pe YouTube, să știți, cine dorește să o vadă, oameni buni, acolo dați o inspecție școlară și găsiți, pentru că am o grijă să... Am fost și am filmat atunci cu colegul meu de atunci, cu Dănuț. Tu fiind veterana, tu și cu Gabi ați fost de la început, da. Așa. De ce, dacă ar fi... Eu am mai pus întrebarea în maniera asta, știți, chestia aia cu te duci pe insulă și n-ai voie decât 3, așa, între da. Care una dintre ele să fie o amintire, așa, care ar fi, dacă, nu știu, legat de toată povestea asta cu gongul. Mă gândesc, te-am încurcat acum, da? Multe, multe, tare, vă dați seama. Nu știu, cred că una din amintirile cele mai dragi pe care le am e de la repetiție, nu mai știu la ce repetam atunci, dar ne era foarte, foarte foame și am pus mâna de la mână
și am luat pâine și doamna profesoară ne-a adus zacuscă și am mâncat cu toții pâine cu zacuscă pe băncile școlii Mihai Eminescu. Super. Pun din pâine și... Da, rămân astea. Cu, știți, îndeobște să, și eu mărturisesc că am așa un zburlici pe la noi, așa că sunt situații și când se spune așa, nu chiar acoperit de argumente, așa, ce suntem o familie. Eu am senzația și am să vă întreb pe dumneavoastră, apropo de această poveste minunată, iată aici doi dintre cei care au contribuit la minunea asta a poveștii, putem spune despre gongul ăsta dintotdeauna că a format o familie? Chiar dacă sună șablon așa... Da, 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 am făcut remarca. Da, uneori se mai și potrivește, de asta. Se potrivește pentru că, dincolo de toate, vedeți că după 2-3 ani de zile s-a format deja acel mecanism, acele rotițe care încet, încet încep să se învârtă de la sine. Pentru că ei duc mai departe cu ajutorul meu, dar și ei vin și ne împărtășesc din experiența lor, ajută colegilor de trupă care vor să urmeze o facultate de profil sau vor să trăiască aceleași experiențe frumoase pe care le-au avut și ei. Ne împărtășesc din experiența lor, ne ajută, ne învață. Vin acasă și cu drag reluăm proiecte mai vechi. Cred eu că ăsta este cel mai minunat lucru care se putea întâmpla. Practic să nu lași să moară un vis, ci să-l duci mai departe. Și să le dai prilejul și altor copii și altor tineri să trăiască astfel de experiențe. Da, minunat și mai ales că acum nu știu pe unde ne aflăm cu, am să rog colegii să-mi facă o semnăț așa, să vedem, mulțumesc, Traian. Da, s-a creat o continuitate, eu întotdeauna am spus cu drag și mai sigur cu ghilimele așa, mai din când în când vă mai și certam când știam că plecați sau vă întorceați de undeva și cum, adică noi n-am spus la lume aici, adică... Da, întotdeauna mi-a plăcut întâi să fac lucrurile și apoi să vorbesc despre ele, dar cred eu că important e să te menții. Ajungi, încet, încet, urci treaptă cu treaptă, dar pentru a te menține și a da continuitate unui lucru, cred că e cel mai important în orice. Pentru că a spus lucrul ăsta și v-aș ruga să continuăm un pic ideea, avându-i pe cei doi minunați actori de acum, o spunem fără nicio rezervă, cum sunt, sau altfel spus, sunt cei din urmă care să vină să le calce pe urmele astea frumoase? Sunt, vor exista, avem copii foarte, foarte frumoși și foarte talentați. Și cu dorință de a răzbate, nu e ușor, și eu am spus, pentru că au reușit singuri, au răzbătut singuri pe acest drum sinuos. Dar dacă există dăruire și vrei cu adevărat să-ți urmezi visul, nu e imposibil pentru oricare dintre copii. Și mai ales că acum îi iau pe ei, au puterea exemplului aici, lângă ei. Și trebuie să profite de acest lucru. Cum te simți de pe... Așa, scurt și o să revenim în a doua parte a dialogului. Așa, să intrăm și în actualitate și mai dăm din casă ce faceți voi acolo, că știu că faceți lucruri minunate. Așa, pentru că ne-am mai întâlnit odată cu copilașii cei mai mici, așa, să uită la tine ca la icoană. Eu nu exagerez. Nu. Eu știu că tu n-ai să spui de ea, am spus eu. Da, în sufletelul lor să știi că așa se petrece. Eu sunt foarte bucuroasă că am ce să le spun și am, cum a spus doamna Cătălina, să fiu un... puterea exemplului, mă rog, exemplu. Model, hai să nu ne ferim, adică nu ne lăudăm, spunem lucruri întâmplate, despre asta discutăm. Și eu m-aș fi bucurat când eram mică să fie cineva și să îmi spună cum e la facultate și cum se ajunge acolo și cum e după ce pleci. Și eu mă bucur că pot să le spun lor și chiar mi-aș dori să fie mai mulți copii care să vină și să mă întrebe și să ne întrebe. Și să fie interesați de teatru, pentru că e păcat, e foarte mare păcat să nu, ca părinte, să nu îți îndrum copilul spre o artă, nu zic muzică, pictură, sunt atâtea arte, dar spre teatru mai ales, pentru că îți dă ocazia să, ai ocazia să te dezvolți ca și om, chiar dacă nu vrei să devii actor, să poți să vorbești mai bine, să te miști mai bine. Să arăți așa într-un context. Să arăți într-un fel, bineînțeles, da. Și îți îmbogățește cultura foarte corect. Mult. Da. Citind piese de teatru și văzând spectacole de teatru,
Da. Vlăduț, de final așa, de finalul acestei prime părți, apropo de ce spunea Amalia, continuăm această idee. Cât de mult, eu știu, ai simțit că, iată, atâta cât a fost, eu știu, urcat tu pe scenă și evoluția dumitale la gong, așa. Apropo de, poftim, experiențele din roluri, care, cât de mult le-ai simțit așa că ți-o modelat acolo, interiorul? Experiențele din... Rolurile pe care le-am făcut, din toată povestea asta minunată a gongului. Păi, s-au pus la bază, cred. În baza actoriei e ceea ce s-a întâmplat aici la gong, ceea ce s-a întâmplat la festivalul, ceea ce am învățat. Dar evident că ajungând la facultate mi-am dat seama că nu e chiar așa cum credeam eu teatrul și că e mai cu skepsis așa și trebuie văzut și... Și cum zicea și Amalia, noi când venim acasă îi învățăm pe ăștia mici, băi, nu mai fă așa, fă așa, nu te mai strâmbări, mai fă așa, că nu e bine, da? Că nu, gata, te-ai urcat pe scenă, gata, eu fac teatru acum și mă urc pe toți pereții și trebuie să fiu actor. Nu, actorii sunt oameni și întruchipează oameni. Oamenii nu fac toate alea, decât dacă sunt ieșiți de undeva sau... Dacă are rol de ăla, de Falconetti, uite, da, nu știu dacă l-ați mai prins din om bogat, om sărac, în minte, era rolurile astea care, evident, efectiv, și mai ales rolurile negative, dacă sper că nu greșesc, care te solicită să te... Astea se dau pe tipologie tot de oameni persoane, sunt. Da, tot oameni sunt și ăia, și de obicei actorii care sunt aleși pentru asta sunt și în viața de zi cu zi, au o afinitate spre așa ceva, de asta le e mai ușor să interpreteze un rol negativ. Da, și m-a ajutat gongul, evident că a fost o... Da! Da, stimați telespectatori, eu mai făceam planuri, așa că sunt multe de spus și am o emoție, am mai spus, mai spun, sigur, să spun, în, la școală m-am învățat că nu, realizatorul nu trebuie să aibă emoții, să trăiască. Ba, uite că am, rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză. Revenim, stimați telespectatori, cu invitații din această seară. Iată, gong pe linie, gong, gong, gong. Minunatul nostru gong cu poveștile minunate, povești care, cum să spun, au fost aduse până aici de tineri minunați și, sigur, de oamenii care au stat și au îndrumat. Iată, în această seară, doamna Cătălina Bostan aici, în fața dumneavoastră, încă o dată mulțumiri, Amalia Popa, studentă la, cum se cheamă academia asta, hai să-i zicem până la urmă. Hiperion. Așa, și Vlad Ianuș, Vlăduțul nostru, flăcăul nostru frumos de pe scenă, la tine cum se cheamă, tot așa? Nu, e una ATC. Așa, 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 am văzut eu, da, bun, dragii mei, am zis noi cât am zis până aici, iată, am ținut să subliniez și faptul că sunteți cap de afiș, așa cum bine spunea și corect și susținut de argumente doamna Bostan la acest spectacol de vineri, ora 19.30, Casa Veche, nu facem reclamă. 19. Cât? 19. 19. 19. Ah, oh, gata, oameni buni, 19. Ah, așa, deci, iată un prilej minunat de a vă reîntâlni cu acești oameni absolut fascinanți care fac să mă emoționez eu de fiecare dată, pentru că am spus, nu joc teatru acum, chiar nu joc teatru. Ne-au dus faima târgului departe și la superlativ de fiecare dată. Dragii mei, am încheiat în tonul ăsta cu care, pe unde, cum. De fapt, așa am și început un piculesc ca să dăm așa o rotunjime dialogului. Eu sper că să iasă în final așa ce trebuie. Încep din așa ca între cavalerii. V-am spus în pauză că și pe mine m-a ispitit să dau la teatru pe vremurile acelea, de acolo, din Maramureș, din Moisei, de pe Staniște, era mai greu cu mine, știam că să trebuie pus acolo ceva, dar am o bucurie să joc la nivel de amator, nu am performat ca voi, însă știu, cunosc această bucurie de pe scenă, mărturisesc sincer, chiar dacă nu la nivelul ăsta. Vlăduț, da. Ai spus că nu-i ușor de parte. Ai spus că, sigur, lucruri firești, așa,
Dar hai să spunem ce faceți voi minunat, pentru că acolo a intrat în altă lume, în altă așa. Dă-ne un pic drumul la poveste așa pentru cei de acasă. Cu cine faci, cu ce maestru, cum e intrarea asta, venit cu experiența? Reluând așa un pic în detaliu, așa acolo de la fața locului de la tine. Păi să încep cu profesorul de an, care este Doroana. Aha, taman ce vorbeam, cunoștință, da, am o bucurie să... El e profesorul de an, e profesorul coordonator. Așa, și profesor de clasă i-am pe Puiu Șerban, care este regizor și regizor de teatru, nu de film. Și actorul Ștefan Velniciuc. Velniciuc, e de-al nostru de aici, de la Suceava, dacă nu mă înșel. Da, nu știu exact. Da. Nu știu dacă în Wikipedia, dar aflăm noi. Da, știu că e de-a noastră. Da, și ce pot să zic? E cu tot o altă lume. E, nu știu dacă ați văzut Harry Potter și când se duc ei la Hogwarts acolo, e cam așa e când te duci, când intri la teatru. E altceva, nu știu, deși pare ciudat că n-are cum, dar așa e. Oamenii care vin acolo sunt albe, sunt artiști, au această înclinație spre și se vede, adică, nu știu, e altceva. Oamenii citesc mai mult și e bine să citiți. Fac tot felul de... fac lucruri de calitate, nu știu cum să zic. Tot ceea ce fac și tot ceea ce ascultă, muzica, să fie bună. Hainele, să arate bine, să fie nu neapărat de calitate, dar să... Adică nu de firme, nu de fițe, nu să de fie... Nu de Adidas și alea, că n-am voie să le zic. E altceva, sunt altfel de oameni și profesorii au altă gândire și școlile noastre, din păcate, nu sunt așa cum ar trebui să fie, dar la o facultate de teatru e altceva. Sunt oameni care știu ce trebuie să zică, nu te învață doar actorie, te învață și cum să mergi prin viață și ce să faci și cum să te descurci în meserie și toate pericolele pe care le întâlnești, pentru că e o lume foarte grea. Vorbim de imagine aici și actorii mai bătrâni sau, mă rog, în special femeile trecute un pic de vârstă. Mai cu experiență, hai să nu... Așa, sunt ciudoase pe fetele care vin noi, că sunt frumoase și ele nu mai arată chiar așa și e o întreagă... Bine, aici e o treabă între fete, nu ne băgăm, că Doamne ferește că... Dar și la bărbați okay, și tot așa. Da. Dar, trecând peste, eu... O lume din care înveți în continuu înveți și stai așa. Știi ce te-aș întreba? Adică e o curiozitate personală și mărturisesc, sper că împărtășesc și curiozitatea celor de acasă. În grupa din care faci dumneata parte, câți băieți, câte fete? Că e o chestie aici. Să știți că noi suntem egali. Suntem chiar egali, adică suntem 14 și suntem mai mulți băieți decât fete, de fapt. Suntem 8 băieți și 6 fete, da. Să mă întrebați și pe mine. Da, vă întreb așa. Nu, pentru că știu că... Și te-aș întreba în continuare așa. În sigur avem atâția actori, atâția bărbați. Din păcate s-o cam dus la domnul așa și-o făcut trupă ei acolo cu Heruvimi. Joacă acolo, știu, Hamlet cred că joacă acolo, că se potrivește. Ce model ai? Ai un... dintre cei care mai sunt, care, nu știu, bănuiesc ceva de animă, mod deosebit. Cineva. Păi un actor care îmi place foarte mult și la ora actuală în București umple toate sălile de teatru și este peste tot și joacă continuu, este Marius Manole, pe care îl admir enorm și care are un talent excepțional și chiar e un actor foarte bun. Trebuie văzut, păcat că n-a apucat să vină la Roma să-l vadă lumea. Am înțeles că trebuia paranteză, să joace... și nu s-au vândut biletele, Făm Loc. Despre și s-a anulat. E spectacolul cu Medeia Marinescu, în care joacă cu Medeia, Făm Loc. Al doua. Anulat la Roma pentru că nu s-au vândut bilete. Foarte mare păcat. Unde ei joacă în București cu casa închisă. Joacă în peste 12 spectacole, Marius Manuel. Noi l-am văzut la Alexandria, este și în juriu. Este unul dintre mentorii de la Alexandria pe care vom avea anul ăsta la Alexandria. Ne întâlnim cu el de 4 ani acolo și continuă Vlad. Pentru că ai spus Vlad, da, oameni buni de acasă. Iată cu nici nu știți ce pierdeți, pentru că
sigur, în provincie, că n-avem ce ne face, capitala e acolo, aici e provincie, așa. Necunoscându-se faptul că, iată, fiind din generația mai, nu cu Florin Piersic, nu cu... Ați văzut cum a fost sala la asta, apropo, făcând comparații. Și dintre cei mai, iată, Florin Piersicieni, așa, cam ce te-ar... De acolo, că și acolo sunt, e o galerie. Nu știu ce să zic. Îți plac filmele cu bătăi? Dacă... Ok, atunci trecem peste Florin Piersic. Asta, apropo de când eram mic, cel puțin pe vremea mea, era film cu bătăi, eram la televizor și cu cowboy. Așa, asta ca să și pronunț exact ca pe vremea respectivă. Frumoasă mică. A, așa, ai crescut acum. Nu, nu, mărturisesc și spun și m-am spus că nu joc teatru, cu toate că încă parcă mi-ar fi dor așa. Aș face, când faceți o piesă istorică așa și aveți nevoie de un moș care să așa să sară inima din om, să ridic paloșul, să plecăm la bătaie, îmi spuneți că-s acolo. Și mă gândesc. Mă străduiesc să fac și față. Serios vorbesc. Așa. Plecată de aici, de la provincie, trebuie să spunem, Bucureștiul, altă planetă, nu e așa? Sigur că pentru fete, Vlad, trebuie să fii de acord, chit că, da? Așa, e un pic mai, bune. E un pic, cred că e un pic mai altfel intrarea pe planeta asta. Greșit am cu ceva? De ce spuneți mai altfel? Păi nu știu, să primești, când vorbim despre teatru aici, așa. Mie mi se, pot să spun drept acum și sincer așa, văd, o actriță, când un băiat actor, ok, mă gândesc la toți așa, dar parcă tot așa minunat mi se pare, nu știu. Să știți că e mai greu pentru fete. Întotdeauna locurile la facultățile de profil au fost mai multe pentru băieți. Nu, e mai greu. E mai greu, ca fată să... Doamne, mi s-a părut invers. Nu, e adevărat. E mai greu pentru că e concurența mai mare. Și... Fetele sunt mai multe cele care acced la o astfel de carieră. Sunt mai multe și... E selecția, se face la sânge. Și dacă ai în jur o doamnă despre care vorbea Vlăduț, exact, s-ar putea exact. Să... Nu? Totuși, nu, insist, cum a fost intrarea pe planeta asta, că e altă planetă? Cum a fost, apropo de provincie și așa, chiar când după ce m-am înscris, mi-a spus domnul decan că ești din provincie. Foarte bine să știi că cei din provincie sunt mai muncitori și ei ajung mai departe decât cei din București care sunt obișnuiți să devină totul de-a gata. Și fițe că au buletin de București, că știu că am trăit aproape 8 ani. Da, așa e. Dacă e din București, dar nu contează, că Bucureștiul e mare, știi? Dacă e lângă Tarla, acolo, în drumul Taberei, el tot din București. Că... În fin. Să zic, eu am avut succes, norocul să intru în clasă la domnul Mihai Mălai Mare, mare actor. Ho-ho-ho, și ce mălai! Care are Teatrul Masca, Teatrul Masca înființat chiar de dumnealui. Și acolo chiar am ocazia să joc în teatru, să fiu în teatru, să cresc lângă actori, să fur de la ei, să văd cum repetă, cum joacă, cum... Adică, nu, pe lângă faptul că stau pe băncile facultății, sunt și în teatru. Ce e minunată în binarea asta. E minunat, e, cum să zic, vine totul de gata. Și chiar pe noi studenții ne-a introdus în ultimul spectacol de la Teatru Masca, Romeo și Julieta. Și joc, am ocazia să joc pe scenă cu dumnealui și cu Eugen Cristea și cu actorii Teatrului Masca. Ceea ce a fost o experiență foarte importantă pentru mine, am repetat cu ei. Și ultima realizare, am participat la Festivalul Internațional de Statui Vivante, care s-a ținut în Herăstrău, a fost ediția a patra. Și a fost wow, din nou, nu știu dacă oamenii din România știu ce e o statuie vivantă. E un fel de teatru stradal, teatru gest. Am avut aici, nu mă înșel, când a fost o dată, n-am avut? A fost o reprezentație de mulți ani, dar în parcul municipal. Da. Care... Nu știu dacă a fost. E teatru gest și stăm nemișcați, la un moment dat interacționăm cu oameni de pe stradă, facem poze cu ei și e frumos, e foarte frumos. Avem ocazia să spunem povești fără cuvinte. În regulă. Apropo, trebuie să ai o întâmplare, apropo de genul ăsta, așa. Eu am văzut, a fost, sigur, știu ce vorbesc. A fost, da. Așa, stătea și se duceau ăia mici, așa, păcat, n-am un cadru, așa, că se uita așa, ăla mititel, știi, se uită.
E o chestie, ai avut... Doamne, dar câte și mai câte, nu veneam și povesteam lui. În primul rând că, dacă e foarte cald afară, ți intră soarele, da, în ochi, îți curg lacrimi, nu poți să te miști, mai vin musculițe, se mai așează pe față, astea sunt secrete de ale noastre, dar vin copii mici și pun mâna pe tine așa. Da, da. Și te mișcă, te apucă de degete, da, și zic, wow, trăiește, nu mai e statuie, nu e adevărată. Ba da, e adevărată, ia uite, a clipit. Da, wow. Da, da, da. Mie vine să mor de râs acolo, dar trebuie să rezist. Acolo e ca și cu gărzile de la Palatul Buckingham. Da, 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 da. Ăla, dacă îl înțapă, vezi pe aici, așa stai, să uită drept în ochii reginei, adică nu ai voie, frate, dacă... Ci că s-ar mai fi petrecut și alte chestii, tot un om ești până la urma urmei. Și apropo de acest festival, eu am fost Julieta, am avut ocazia să fiu Julieta în acest grup statuar și vom merge cu statuile în Elveția într-un turneu în septembrie. Super! Super! Da, da, gata cu vacanță, oricum e. Acum nu vă întreb ca pe vă, că dacă eram înainte de 89, cum nu se putea, nu e așa, nici cum, nici dintr-un ghea, te întreb, nu rămâi acolo? Da! Da! Ce ați făcut minunat, că știu că ați făcut minunat cu acești copii, eu tot copii vă spun, Moș Vasile, cum altfel să poate la înălțimea vârstei mele. Știu că ați făcut minunat împreună, iată, cu... apropo de acest context despre care discutam, iată deja, vorbim, eu vorbesc, asta orice ați spune, deja vorbim despre o tradiție. Gongul este tradiție respectabilă, respectată, limpede, clar și nu, poate mai mult în alte părți decât, nu știu, nu m-aș risca să fac comentarii mai așa. Iată, au noroc acești copilași care, atâția cât sunt, vin din urmă. Eu am cunoscut carinuța noastră, care e pe bleța lui Moș Vasile și am mai văzut pe acolo niște copilași minunați. E cea mai mare bucurie pe care o am, eu îi consider primii mei copii actori și e un schimb de energie reciproc avantajoasă, ne îmbogățim și ne hrănim unii de la alții și mă bucur de fiecare dată când am prilejul să-i văd cât de mari au crescut, cât de frumoși sunt, ce proiecte minunate au și... Cred că ce poate fi mai frumos decât să ai astfel de oameni în preajmă cu care să poți construi lucruri la fel de minunate. Cum îi prindeți? Că și așa n-au timp. Îndrăgostiți ia ca sunt. Vacanța, ce vacanță, că mare lucru de greu, vacanță. Greu, nu vedeți? Vă dați seama cât de mult iubesc acest lucru, pentru că în singura lor săptămână de vacanță, care au ajuns la Roma, Amalia a ajuns de două ori anul acesta acasă. La Paști și la Crăciun, asta e singura săptămână de vacanță și nu au vrut să stea, să se odihnească. Au venit, doamna Cătălina, noi vrem să facem ceva. Haideți, eu sunt aici! Și așa, am stat sâmbătă, duminică, multe ore împreună, am rememorat amintirile și ne-am regăsit în veșnicia noastră dragă. Da. Minunat. Știți ce v-aș mai întreba așa? Care doriți să răspundeți? Nu neapărat, așa că pentru toți adresez această întrebare. Din această familie, că n-am înțeles că putem să-i spunem așa, cu acoperire dinăuntru, cu toate faptele... Acum e și înregistrată... Da, 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 o să la am mai tribunal, spus, sigur că da, 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 există GONG, familia Asociația, GONG. Mai ziceți eu, dată, cum Asociația Culturală Artistică GONG. Noi am făcut, am fost în studio la vremea aceea și minunat că sunt, mai ce o serie de lucruri care se pot întâmpla și altfel, dar ce vreau nu să... Nu că am avea nevoie de acte, pasiunea noastră este mai mare ca orice act. Asta, fără discuție, ați demonstrat-o, căruța aia de premii vorbește de la sine și noi, știți ce se întâmplă? Eu nu am în obicei să laud nici pe mama. Deci, dragii mei, nu glumesc. Și când spun așa, reper luat mama, dacă am spus, cred că e limpede că nu negociez chestia asta, pentru că n-aș face rău ăsta nimănui. Doamne ferește, nu că aș fi eu cel care are aplecarea asta, că dacă spun eu, că nu e cazul, să nu înțeleagă cineva greșit. Dar discutăm despre fapte. Și cu doamna Bostan, în mod deosebit, așa și cu alte ocazii, am mai spus... Hai să spunem de ce. Nu-i de laudă. Exact ce spunea Amalia, la un moment dat, ai făcut o remarcă, ar fi minunat dacă ar fi mai mulți copii să vină spre. Da. Da? Ei, tocmai pentru asta. Ieșim în cetate și spunem, oameni buni, ăștia-s aici, îți vii, îți the best of, da?
Și iaca, acolo se întâmplă minunat. Părinți, copii și atunci lucrurile, știți, că împreună facem toată lucrarea asta, că asta e rostul nostru de a, de a spune acasă. Satisfacția cu atât e mai mare cu cât noi suntem privați de multe lucruri aici în provincie. Nu vedem spectacole, nu avem actori profesioniști de la care să învățăm și să mergem să întâmpnal, să învățăm, să ne alimentăm. Ori ei, ca să răzbată și să ajungă acolo unde au ajuns, așa, cu resursele pe care le-am avut, e cel mai minunat lucru. Cu atât mai, mai, cu atât mai mult. Mai strălucitoare. Nu-ți vorbeam, dragilor. Iată izbânda asta care se izbândește în capitală și să... Apropo de ce a spus dumneavoastră, aș dori să fac o remarcă. Mi-aduc aminte la prima întâlnire cu domnul profesor. Ne-a întrebat așa ce spectacol am văzut în decursul timpului și eu am foarte mult... Apropo de cât suntem, suntem 10 în clasă, din care 9 fete și un singur băiat. Au, 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 n-aș vrea și, să fiu în locul lui. 6 sau 7 sunt din București. 6 sunt din București. Și întrebându-ne ce, da, ce spectacole am văzut, eu am spus că n-am teatru în Roma, nu am așa, dar am apucat să văd la festivaluri, ăla. Acum cât am stat în București o lună, ăsta și ăsta, și vreau să spun că colegii mei din București nu prea, n-au venit cu sute de spectacole văzute. Adică trebuie să ai și dorință. Chiar dacă le ai servit acolo, sunt din București, dar trebuie să și vrei să mergi la teatru. Fără discuții. Să-ți și placă. Și apropo că au venit Marius Manole și Comedia Marinescu și au avut ocazia să vadă Dita mai spectacolul. Nu știu de ce nu... Știți ce v-aș întreba apropo despre acest actor minunat? Că mă întrulisesc eu, deci nu că știu de toate, obișnuiesc să cercetez, să caut, să țin pasul. Eu știu că am 52 de ani și mi-ar fi jenă să pierd controlul într-atâta încât să nu mai pot ridica, eu știu, capul din pământ. Dar totuși nu știu, n-ai de unde să știi aici. Informația sunt o grămadă de chestii. Făcând comparația cu Medea, cu Florin Piersic și iată din nou Medea într-un spectacol cu acest minunat actor, așa, nu vă, cum să spun... strânge în spate, să zic așa, cu o expresie, faptul că o să ajungeți, o să profesați, o să ajungeți pe scenă, iată cu experiența asta, cum spui că ai acest noroc și așa, și o să faceți performanță mare, și o să fie greu cu lumea, pentru că, nu știu, ăștia tineri nu predau pe la teatru, mulți ai să spunem ce, adică nu există riscul ăsta, nu vă gândiți și așa. București, lumea asta dă la teatru. Sunt pline serile de teatru. Orice fel de teatru se umple, vine lumea. Lumea are o sete de teatru în București extraordinară, pentru că probabil și sunt și foarte mulți, tocmai e un principal motiv că sunt foarte mulți oameni, dar lumea vine la teatru, la București încă se vine. Aici nu mai există și lumea s-a dezobișnuit. Probabil dacă exista... Noi avem această misiune. Noi avem. Da. Să le dezvoltăm copiilor gustul pentru teatru, pentru spectacol și să-i obișnuim să vină la spectacole și copii, să... Da. Și noi. Pentru că n-am avut o tradiție în acest... Da. Și noi, noi ăștia de aici, alții, mass media, cât de important să pare, eu știu, să vină mass media să te vadă, să te spună în cetate. E foarte bine pentru că trebuie să promovăm, nu? Oamenii n-au de unde să știe ce se face. Poate mulți chiar sunt interesați. Și e bine să promovăm, e bine că faceți lucrurile acestea. Și vreau să spun că teatru chiar e prima formă de manifestare din societate. Oamenii încă din antichitate simțeau nevoia de teatru și în piață se adunau și jucau ceva. Și cu măștile tot de actualitate au rămas chestia cu 7 măști, cu, nu? Parcă așa să spune, așa că oamenii poartă măști încă. Da. Asta apropo de firea umană, dacă e să... suntem pe final, pe final, dragii mei. Încă o dată, repet, sunt multe de spus. Eu mă bucur, nu știu și dacă am fost eu vrednic de acest dialog, am mai spus și cu alte ocazii, pentru că voi chiar sunteți minunați și peste toate sunteți ai noștri. Eu vorbesc moroșan fiind, eu zdeam cu ăla de pe statuie de acolo și nu mă jenez să spun. Cu mare dragoste și mă bucur că ați răspuns invitației. De final, așa, Lăduți. Da. Mai e muncă, mai e, Doamne ajută, să vă ajute Bunul Dumnezeu, așa, ce ți-ai dori în mod deosebit de la cariera asta? În primul rând... În afară de Oscar, că aia știi. Da. Da. Deja am asta în plan.
În primul rând să o pot profesa, nu știu, nu vreau să neapărat să trăiesc din asta, dar să fac asta cât mai mult posibil. Nu știu, o să încerc să mă angajez, să fac cumva, să fac altceva pe lângă, că e greu, prinzi un proiect, câștigi niște bani, dar după aia nu mai vine. E așa, e o meserie foarte plină de gropi, pici, iar urci, iar pici, iar cazi, iar te duci cu și n-ai niciodată siguranță și sper să pot să dea Dumnezeu sănătate, să mai am ureche muzicală. Pentru actori, apropo, e foarte importantă urechea muzicală, nu ca să știe să cânte, ci ca să vedeți voi. Și să te țină muza. Aici e o chestie foarte importantă. Știu de ce spune moșul, da. Anime, așa, nu greșesc. Aceeași întrebare. Într-un context, în două vorbe, așa, în care aș face o precizare, oferta de multe ori nu te onorează când vorbim despre valoare. Apropo de ofertă de roluri, de filme, de... nu-i ca odată. Nu știu, așa văd eu lucrurile, poate de la voi să vede altfel. Ce ți-ai dori așa mult deosebit? Subliniez în afară de Oscar. Să devin o mare actriță. Să fac ceea ce îmi place toată viața, și anume să joc teatru și să joc și în filme, pentru că nu e așa, teatru nu ți-aduce bani, dar filmele mai aduc. Da. Cum spunea și Medea Marinescu, că tot am amintit-o, întrebat dacă îi place mai mult teatru sau filmul, a răspuns filmul, pentru că filmul rămâne. Așa este. Și teatrul rămâne, dacă acum mai nou cu tehnica teatru asta. Da, ok. Și muza are ceva de spus așa pe termen lung? Nu știu, sau zicem și noi? Nu mai zicem, nu? Rămâne, e clar, răspunsul și tăcerea un răspuns. Eu le urez Borlin și mă bucur de câte ori în zborul lor reușesc să păpăsească și acasă. Da, scurt și cuprinzător. Încă o dată mulțumesc și să vă aștept Dumnezeu cu tot ce vă doriți, stimați spectatori, nu lungim, ați văzut, ați, nu știu, subliniez eu în dreptul meu, dacă m-am ridicat ca vrednicie, eu știu, la înălțimea acestor tineri, acestor oameni minunați și spune și doamna Ostana aici, pentru că gong pentru Roman înseamnă așa o pecete care, iată, deja nu mai se confundă cu nimic, decât eventual cu marea performanță în teatru. Doamne ajută, toate cele bune, rămâneți cu Top Alt TV.